Centrul de Sănătate Publică Căușeni a suspendat activitatea grădinițelor de copii numărul 7 și numărul 1 din oraș. Motivul invocat în hotărâre ar fi nerespectarea normativelor de temperatură în sălile de grupă. Potrivit documentului, în urma unui control inopinat la cele două instituții preșcolare, s-a constatat că cele două grădinițe încă nu au fost conectate la centralele termice, iar dimineața copiii sunt primiți cu 10-12 grade în grupe. Astfel, după ce și-au adus joi dimineața copiii la grădiniță, peste două ore părinții au fost anunțați că trebuie să vină să ia acasă. Primarul orașului recunoaște că ar fi vinovat de această situație, afirmând totodată că agentul economic responsabil de executarea lucrărilor nu și-a onorat obligațiunile contractuale. Și-au adus copiii la grădinițe și au fost nevoiți să ia peste câteva ore înapoi acasă. S-a întâmplat după ce reprezentanții Centrului de Sănătate Publică au efectuat un control inopinat la grădinițele orașului Căușeni și au depistat că două din șase nu au fost racordate la agentul termic, iar temperatura din grupe este de 10-12 grade dimineața. Ne-a anunțat doamna directoare și noi am informat părinții și copiii au plecat acasă. Azi ne-am hrănit și plecat acasă. Pe noi ne-au anunțat câteva minute până ai trimite acasă. Și am anunțat părinții. Care au trimis bunei, care surorile, care tăticii, care doar au fost anunțat că în timpul orilor de masă, la 12 până la 1. Cred că în timpul orii de masă care au avut, care părinți lucrau și au avut ora asta la masă, nu și-au avut. Potrivit educatorilor, de când s-a răcit afară, temperatura în sălile de clasă era păstrată de reșouri. În unele grupe, aceasta atingea chiar 19-20 de grade. Aici sunt la 18-19 grade temperatura medie, adică n-aș zice cu reșouri, dar noi menținem temperatura în sala de grupă și în vestiar și în dormitor, temperatura se menține. Noi astăzi am avut 13 copii, așa cum se cere, adică dar am făcut legătură părinților și părinții au fost nevoiți să vină să ia copiii. Ni s-a promis că astăzi, mâine, deja vom avea căldură și sperăm că o să fie cald. Joi dimineața se lucra intensiv la cazangeria grădiniței numărul 1. Câțiva muncitori lucrau la lichidarea unor nereguli depistate de ingineri. Ei susțin că după ce au fost încheiate lucrările, s-a constatat că au fost făcute greșeli, iar pe alocuri apa curge din sistem. Есть проблема. А что было? Пропускает. Водичка пропускает. Делали один раз, да? Не знаю, кто там делал один раз. Другие делали, другие. Было сделано с ошибками, да, или что? Ну, исправляем то, что протекает, надо же устранить или как? Acest bărbat lucrează de 14 ani cazangerist la grădinița numărul 1. El afirmă că lucrările la centrala termică au început acum două luni, iar atunci când au fost încheiate, susține că i-a avertizat pe muncitori că au fost comise erori la rețea, dar că n-a fost luat în seamă. Când au dat să verifice, cazanele nu s-au pornit. Dacă lucrează un băiat sau doi, în trei locuri mă tăi. Rabu, pasă mă mult. Dacă copiii... Dacă zanele le pus altele noi, da? Da. Cumpărate unul de patron în urmă. Și nu-i făcut tărere. Așa, nu-i de presiune. Am dat drumul la apă, am dat probă să facă și curzii, cum am lucrat ei, curzii. Și acum corectează. Primarul orașului Căușeni spune că știe despre ce este vorba. El susține că a avut încredere în agentul economic și că nu a verificat cum decurge lucru. Anatolie Donțu nu crede că până luni ambele grădinițe vor fi racordate la agentul termic. Potrivit lui, lucrările la sistemul de termoficare de la cele două grădinițe din Căușeni ar costa bugetul local 400.000 de lei. El susține că pentru greșeala făcută, agentul economic nu poate fi penalizat și asta pentru că în contract nu erau stipulați termeni limită de executare a lucrărilor. Potrivit hotărârii Centrului de Sănătate Publică, cele două grădinițe își vor putea relua activitatea atunci când temperatura în toate sălile de grupe va fi mai sus de 18 grade Celsius.